Dacă mi slujește cineva să îmi urmeze, a zis Domnul. Fiecare creștin, prin legămintele rostite la Sfântul Botez, a luat asupra sa îndatorirea de a fi rob și slujitor al Domnului. Fiecare creștin trebuie neapărat să-i urmeze Domnului Isus Hristos. Numindu-se pe sine păstor al oilor, Domnul a zis că oile ascultă de glasul acestui păstor și merg după el căci cunosc glasul lui. Glasul lui Hristos este învățătura lui, glasul lui Hristos este Evanghelia. A merge în urma lui Hristos, în calea pribegiei pământești, înseamnă ca tot ce faci să urmeze în dreptarul poruncilor lui. Pentru a-i urma lui Hristos, trebuie să recunoști glasul lui. Cercetează Evanghelia și vei putea să-i urmezi lui Hristos prin viețuirea ta. Cine intră după ce s-a născut trupește, în cea de-a doua naștere, prin mijlocirea Sfântului Botez și păstrează, viețuind după Evanghelie, starea pe care i-a adus-o botezul, acela se va mântui. El va intra în arena cea bine plăcută lui Dumnezeu, a vieții pământești, prin nașterea duhovnicească și va ieși din ea prin sfârșitul cel firesc și va afla în veșnicie pășune veșnică prea îmbelșugată, prea desfătată și duhovnicească. Dacă îmi slujește cineva să îmi urmeze, și acolo unde voi fi eu va fi și slujitorul meu, și dacă îmi slujește cineva, părintele meu îl va cinsti, a zis Domnul. Unde se afla Domnul când a rostit aceste cuvinte? Prin firea sa omenească unită cu Dumnezeirea, se afla pe pământ, printre oameni în valea surghiunului și a pătimirilor omenești, rămânând cu Dumnezeirea și acolo unde se afla dintr-un începutul cel fără de început. Cuvântul era la Dumnezeu și în Dumnezeu, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Acest cuvânt a vestit despre sine, Tatăl este în mine și eu într-o Tatăl. Acolo ajunge și cel ce urmează lui Hristos, cel ce mărturisește cu gura, cu inima și cu fapta că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el și el în Dumnezeu. De îmi slujește cineva, Părintele meu îl va cinsti, celui ce biruiește lumea și păcatul, celui ce mi urmează mie în viața pământească, îi voi da în viața veșnică să șadă cu mine pe scaunul meu, precum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui spune Domnul în Cartea Apocalipsei. Lepădarea de lume premerge urmării lui Hristos. Cea de-a doua nu are loc în suflet dacă mai înainte nu se săvârșește cea din tâi. Cel ce voiește să vină după mine, a grăit Domnul, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, fiindcă cine voiește să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie acela îl va mântui. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, și pe femeie și pe copii, și pe frați și pe surori, chiar și sufletul său însuși, nu poate să fie ucenicul meu. Și cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Mulți se apropie de Domnul, puțini se hotărăsc să-i urmeze. Mulți citesc Evanghelia, se extaziază de înălțimea și sfințenia învățăturii ei. Puțini și au inima în dinți să-și îndrepte purtarea după îndreptarele care sunt legiuite de Evanghelie. Domnul le spune răspicat tuturor celor ce se apropie de el și vor să fie numărați printre ai lui. Dacă vine cineva la mine fără a se lepăda de lume și de sine, nu poate să fie ucenicul meu. Greu este cuvântul acesta, Spuneau despre învățătura Mântuitorului chiar oamenii care păreau să fie urmăritori ai Lui și care erau socotiți ucenici ai Lui. Cine poate să îl asculte? se întrebau ei. Așa judecă despre cuvântul lui Dumnezeu din jalnica ei stare, cugetarea noastră trupească. Cuvântul lui Dumnezeu este viață, viață veșnică, viața cea ființială. Prin acest cuvânt este omorâtă cugetarea trupească, care ia naștere din moartea cea veșnică și hrănește în oameni moartea cea veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu este nebunie pentru cei ce pierd prin cugetarea trupească și de bună voie se lasă duși la pierzare de către aceasta. El este puterea lui Dumnezeu pentru cei ce se mântuiesc. Păcatul ni s-a împropriat atât de mult ca urmare a căderii încât toate însușirile, toate mișcările sufletului sunt pătrunse de el. Lepădarea de păcat, care a pătruns în firea sufletului, a devenit tot una cu lepădarea de propriul suflet. Această lepădare de propriul suflet este neapărat trebuincioasă pentru mântuirea sufletului. Lepădarea de firea pe care a întinat-o păcatul este neapărat trebuincioasă pentru a ne putea însuși firea înnoită de către Hristos. Toată mâncarea se aruncă din vas atunci când este otrăvită. Vasul este spălat cu grijă și abia apoi se pune iarăși în el mâncare. Rana pe care o travă a făcut-o otrăvitoare, pe bună dreptate, este numită și ea o Pentru a urma lui Hristos, să ne lepădăm mai înainte de înțelegerea noastră și de voia noastră. Atât înțelegerea cât și voia firii căzute sunt pe de a stricate de către păcat. Ele nu se pot împăca nici de cum cu înțelegerea și voia lui Dumnezeu. Devine stare să-și însușească înțelegerea lui Dumnezeu, cel ce se le apădă de înțelegerea sa. Devine stare să plinească voia lui Dumnezeu, cel ce se le apădă de împlinirea voii sale. Pentru a urma lui Hristos să ne luăm crucea. A ne lua crucea înseamnă a ne supune de bunăvoie și cu evlavie judecății lui Dumnezeu în toate necazurile trimise și îngăduite de către pronia dumnezeiască. Cârtirea și nemulțumirea în necazuri și nevoi sunt lepădare de cruce. A urma lui Hristos poate numai cel care și-a luat crucea, cel supus voiei lui Dumnezeu, care se recunoaște cu smerenie ca fiind vrednic de judecată, de osândă și de pedeapsă. Domnul care ne-a poruncit lepădarea de sine, lepădarea de lume și purtarea crucii, ne dă puterea de a împlini porunca. Cel ce s-a hotărât să o împlinească și se străduiește să o împlinească, va vedea neîntârziat că ea este de neapărată trebuință. Învățătura ce pare grea privirii superficiale și greșite a cugetării trupești, îi se va înfățișa ca cea mai înțeleaptă și plină de bunătate dintre învățăturii. Ea îi readuce pe cei pierduți la mântuire, pe cei omorâți la viață, pe cei înmormântați în iad, la cer. Cei care nu se hotărăsc de bună voie să se lepede de sine și de lume, vor fi siliți să se lepede și de una și de cealaltă. Când va veni moartea cea neîndurată și de neînlăturat, ei se vor despărți de tot ce îndrăgeau. Vor ajunge cu lepădarea de sine până într-acolo că se vor dezbrăca chiar și de trup, îl vor arunca, îl vor lăsa la pământ spre mâncare viermilor și stricăciunii. Iubirea de sine și legarea de cele vremelnice și deșarte sunt roade ale amăgirii de sine, ale orbirii, ale morții sufletești. Iubirea de sine este dragostea pervertită a omului față de sine însuși. Nebunească și pierzătoare este această dragoste. Cel iubitor de sine, împătimit de cele deșarte și trecătoare, de plăcerile păcătoase, este propriul său vrășmaș. El este ucigaș de sine. Crezând că se iubește și se răsfață pe sine, se urăște și se pierde pe sine, se omoară cu moarte veșnică. Să luăm seama, oameni împrăștiați, întunecați și înșelați de deșertăciune. Să ne venim în fire, oameni îmbătați de deșertăciune, lipsiți prin lucrarea acesteia de limpedea cunoaștere de sine să ne punem față în față cu cele ce necontenit se întâmplă sub ochii noștri, ceea ce se săvârșește înaintea noastră, ceea ce se întâmplă înaintea noastră negreșit că se va întâmpla și cu noi. Cel ce și-a cheltuit întreaga viață, alergând după cinstiri, le va lua oare cu el în veșnicie? Oare nu va lăsa aici titlurile răsunătoare, semnele rangului, întreaga strălucire cu care s-a înconjurat? Oare nu a trecut în veșnicie numai omul însoțit de faptele sale, de însușirile pe care și le-a agonisit în timpul vieții pământești? Cel ce și-a cheltuit viața alergând după bogăție, care a strâns grămezi de bani, care a dobândit moșii uriașe, a pus pe picioare felurite întreprinderi aducătoare de venit în belșugat, a trăit în palate strălucind de marmură și aur, a călătorit în trăsuri strălucitoare trase de cai minunați, Oare a luat acesta cu sine în veșnicie ceva? Nu, a lăsat totul pe pământ, mulțumindu-se pentru cea din urmă trebuință a trupului cu o mică bucată de pământ, de care totuși au nevoie, cu care se mulțumesc toți morții. Pe cel care de-a lungul vieții pământești s-a îndeletnicit cu veseli și desfătări trupești, care a petrecut vremea cu prietenii în jocuri, și alte distracții, fără de discernământ, care a chefuit la mese alese, nevoia însă însăși îl va înstrăina până la urmă, de felul său obișnuit de viață. Va veni vremea bătrâneții a bolilor, iar în urma acestora ceasul despărțirii sufletului de trup. Atunci își va da seama omul, însă va fi târziu, că slujirea patimilor și a poftelor este amăgire de sine, că a trăi pentru trup și pentru păcat. Înseamnă a trăi fără niciun rost. Năzuința spre bunăstare pământească, ce lucru nefiresc și monstruos! Ea caută neostoită. Îndată ce găsește, ce a găsit, i se pare îndată lipsit de preț, și căutarea pornește iar cu putere noi. Ea nu se mulțumește cu nimic din cele de față. Trăiește numai pentru viitor, însetează numai de ceea ce nu are. Sintele dorinței momesc inima căutătorului cu visuri și cu nădejdea împlinirii. Cel înșelat necontenit amăgindu-se, aleargă după ele de-a lungul întregii arene a vieții pământești, până ce îl răpește moartea pe care nu o aștepta. Cum și prin ce se poate lămuri această căutare, care se poartă față de toți ca un trădător lipsit de omenie și totuși pe toți îi stăpânește, pe toți îi atrage? În sufletele noastre este sădită năzuința către bunătățile cele nesfârșite. Dar am căzut și inima orbită de cădere caută în lucrurile trecătoare și pe pământ ceea ce se află în veșnicie și în cer. Soarta ce a ajuns pe părinții și frații mei mă va ajunge și pe mine. Au murit ei, o să mor și eu. Voi părăsi chilia mea, voi părăsi în ea și cărțile mele și veșmintele mele și masa mea de scris, la care am petrecut nu puține ceasuri. Voi părăsi tot ce îmi făcea trebuință sau credeam că îmi face trebuință de-a lungul vieții pământești. Vor scoate trupul meu din această chilie în care trăiesc ca într-un pridvor al unei alte vieți și al unui alt tărâm. Vor scoate trupul meu și îl vor da pământului, care a slujit ca începătură trupului omenesc aceeași soartă vă va ajunge și pe voi, fraților, care citiți aceste rânduri. Veți muri și voi, veți lăsa pe pământ tot ce e pământesc, veți păși în veșnicie numai cu sufletele voastre. Sufletul omului dobândește însușiri pe măsura lucrării sale. Așa cum în oglindă se răsfrâng lucrurile în fața cărora e așezată, și în suflet se întipăresc urme potrivite cu îndeletnicirile și faptele sale potrivite cu împrejurările în care se află. În oglinda cea nesimțitoare, cea materială, chipurile pierd când îndepărtăm de ea lucrurile. În sufletul înțelegător, rațional, urmele ce se întipăresc rămân. Ele pot fi șterse și înlocuite de către altele, dar asta cere o steneală și multă vreme. Urmele care sunt avuția sufletului în clipa morții sale, rămân avuția sa pe vecie. Slujesc drept chezășie, fie a fericirii sale veșnice, fie a veșnicei sale nenorociri. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona, le-a zis Mântuitorul oamenilor căzuți, descoperindu-le starea în care i-a adus căderea. În același chip îi lămurește doctorul bolnavului starea sa în care l-a adus boala, și pe care el nu poate să o oprecea pe singură. Din pricina neurânduielii noastre sufletești, avem neapărată trebuință pentru a ne mântui, să ne le la bună vreme de noi înșine și de lume. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, zice Domnul, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va dispresui. Experiența dovedește necontenit cât de dreaptă este părerea pe care a rostit-o doctorul cel preasfânt cu privire la starea de boală duhovnicească a oamenilor, prin cuvintele pe care le-am pomenit și care au fost rostite cu o limpezime hotărătoare. Împlinirii dorințelor pătimașe și păcătoase îi urmează întotdeauna legarea de ele. Legării îi urmează robia, moartea pentru tot ce este duhovnicesc. Cei ce și-au îngăduit a urma dorințelor și cugetării trupești, se leagă de ele, se fac robi ai lor, uită de Dumnezeu și de veșnicie, își cheltuiesc viața pământească în zadar, pier cu pieire veșnică. Nu este cu putință a împlini în același timp voia ta și voia lui Dumnezeu. Prin împlinirea celei din tâi, este spurcată împlinirea celei de-a doua și se face netrebnică, așa cum mirul de bună mireasmă și de mult preț își pierde cinstea dacă este amestecat cu împuțiciune. Numai atunci veți mânca bunătățile pământului, vestește Dumnezeu prin marele proroc, de mă veți asculta de bună voie, iar dacă nu veți vrea și nu mă veți asculta, sabia vă va mânca. Gura Domnului a grăit acestea. Nu este cu putința dobândi înțelegere duhovnicească, Petrecând într-o cugetare trupească. Cugetarea trupească, spune Apostolul, este moarte. Cugetarea trupească este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, că legii lui Dumnezeu ea nu se supune, că nici nu poate. Ce este cugetarea trupească? Felul de a gândi care decurge din starea în care au fost aduși oamenii de către cădere, care îi face să se poarte ca și cum ar fi veșnici pe pământ care face să pară mare tot ce este stricăcios și vremelnic, care face să pară de nimic Dumnezeu și tot ce ține de a plăcea lui Dumnezeu, care le răpește oamenilor mântuirea. După îndemnul mântuitorului, să ne lepădăm de sufletele noastre pentru ca să le dobândim. Să ne lepădăm de bunăvoie de starea cea stricată în care au fost aduse ele prin lepădarea cu bună știință de Dumnezeu ca să primim de la Dumnezeu sfânta stare a firii omenești în înnoite de către El, Cel care s-a întrupat. Voia noastră și voia demonilor, căreia i s-a supus și cu care s-a făcut una voința noastră, să o înlocuim cu voia lui Dumnezeu vestită nouă prin Evanghelie. Cugetarea trupească pe care o au de obște duhurile căzute și oamenii, să o înlocuim cu înțelegerea dumnezeiască ce strălucește din Evanghelie. Să ne lepădăm de avutul nostru ca să dobândim putința de a urma Domnului. Lepădarea de avuție se săvârșește pe temeiul înțelegerii ei cuvenite. Înțelegerea cuvenită a avuției o dă Evanghelia, iar după ce omul și-o însușește, mintea sa recunoaște chiar fără să vrea întreaga ei de săvârșire. Avutul pământesc nu este proprietatea noastră, cum să cotesc unii care niciodată nu au stat să cugete mai adânc asupra acestui lucru. Altminteri, ar fi însă mereu și ar rămâne întotdeauna al nostru. El trece din mână în mână, și chiar acest fapt dă mărturie că avutul ne este dat numai ca să trăim din el. Avutul este al lui Dumnezeu, omul este doar un administrator al său vremelnic administratorul credincios împlinește în tocmai voia celui care i-a dat această sarcină. Și noi, administrând avutul material care ne-a fost încredințat pentru un scurt timp, să avem râvnă al administra după voia lui Dumnezeu, să nu-L întrebuințăm spre a ne împlini poftele și patimile, mijlocindu-ne astfel pieirea veșnică. Să-L întrebuințăm spre folosul omenirii care are lipsă de atâtea, ce suferă atâta. Să-L întrebuințăm spre dobândirea mântuirii noastre. Cei ce doresc desăvârșirea creștină părăsesc cu desăvârșire agoniseala pământească. Cei ce vor să se mântuiască sunt datori să dea milostenie după putința lor și să se înfrâneze de la reaua întrebuințare a averii. Să ne lepădăm de iubirea de slavă și de cinste, să nu alergăm după cinstiri și după ranguri să nu folosim pentru a le dobândi mijloace neîngăduite și josnice, care merg mână în mână cu călcarea în picioare a legii lui Dumnezeu, a conștiinței, a binelui că căci asemenea mijloace întrebuințează cel mai adesea pentru a dobândi slava pământească cei care o caută. Cel molipsit și împătimit de slava deșartă, care caută cu nesați slava de la oameni, nu e în stare a crede în Hristos. Cum puteți voi să credeți când primiți slavă unii de la alții? Le-a zis Hristos iubitorilor de cinstiri din vremea Lui. Dacă Dumnezeiasca rânduială ne-a dat putere și stăpânire pământească, să ne facem prin mijlocirea lor, binefăcători ai omenirii, să le pădăm o travă cea cumplită și atât de primejdioasă pentru Duhul omenesc care este egoismul cel prostesc și defăimat, care preface oamenii molipsiți de el în fiare și în demoni, făcând din ei plăgi pentru omenire și tâlcari față de ei înșiși. Să iubim mai presus de toate voia lui Dumnezeu, să-i dăm întâietate înaintea oricărui lucru. Tot ce este împotriva ei să urâm cu ura cea evlavioasă și bineplăcută lui Dumnezeu, când firea noastră cea vătămată de păcat se va răscula împotriva învățăturii evanghelice, să arătăm ură față de această fire prin lepădarea dorințelor și cerințelor ei. Cu cât mai hotărât ne vom arăta ura, cu atât mai hotărătoare va fi izbânda împotriva păcatului și asupra firii stăpânite de păcat. Prin aceasta, sporirea noastră duhovnicească va fi mai rapidă și mai temeinică. Atunci când oamenii care ne sunt apropiați după trup vor să ne îndepărteze de a urma voii lui Dumnezeu, să arătăm față de ei ura cea sfântă, asemănătoare celei pe care o arată lupilor miei care nu se prefac în lupi și nu se apără de lupi cu dinții. Ura cea sfântă față de aproapele stă în păzirea credinței față de Dumnezeu, în neîncuvințarea la voia cearea a oamenilor, chiar dacă aceștia ar fi cele mai apropiate rude ale noastre. În răbdarea cu dragostea neajunsurilor pricinuite de către ei, în rugăciunea pentru mântuirea lor, nici de cum în vorbire de rău și în fapte înrodite cu aceasta, prin care se arată ura firii căzute, ura cea potrivnică lui Dumnezeu, ura demonică. Nu socotiți cotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie, spune Domnul căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Am venit, tâlcuiește Sfântul Ioan Scărarul aceste cuvinte ale Domnului, să despart pe iubitorii de Dumnezeu de iubitorii de lume, pe cei trupești de cei duhovnicești, pe iubitorii de slavă de cei smeriți, căci Domnul se bucură de despărțirea și de dezbinarea care se naște din dragoste față de El prorocul a numit păcatul loc al pribegiei sale, iar pe sine străin și călător pe pământ. Străin sunt eu la tine, spune el în rugăciunea sa către Dumnezeu, și călător ca toți părinții mei. Adevăr limpede ca lumina zilei, adevăr dovedit de fapte, adevăr uitat de oameni în ciuda învederării sale. Sunt călător pe pământ, am ajuns la el prin naștere, voi ieși din el prin moarte. Sunt străin pe pământ. Am fost strămutat pe el din rai, unde m-am spurcat și mi-am pierdut frumusețea prin păcat. Mă voi strămuta și de pe pământ, din acest loc al surghiunului meu, în care am fost așezat de către Domnul meu, ca să-mi vin în fire, să mă curăț de păcătoșenie, să devin iarăși în stare a locui în rai. Din precina nevindecatei mele încăpățânări, de a nu mă îndrepta, cum se cuvine, să fiu aruncat pe veșnicie în temnița iadului. Sunt pribeg pe pământ, pribegia mea am început-o în leagăn, o termin în mormânt. Pribegesc prin vârste, de la copilărie la bătrânețe. Pribegesc prin feluritele întâmplări și împrejurări pământești. Sunt străin și călător ca toți părinții mei. Părinții mei au fost străini și călători pe pământ, venind pe el prin naștere s-au depărtat de la fața lui prin moarte. Niciunul nu a fost scutit. Niciunul dintre oamenii nu a rămas o veșnicie pe pământ. Voi pleca și eu. De pe acum încep să plec, slăbind în putere și plecându-mă bătrâneții. Plec, plec de aici potrivit legii nestrămutate și puternicei rânduieli a ziditorului și Dumnezeului meu. Să fim convinși de faptul că suntem pribegi pe pământ. Numai plecând de la această încredințare putem să ne facem fără greș, socotel și rânduială în viața noastră pământească. Numai plecând de la această încredințare putem să-i dăm vieții pământești în dreptare nerătăcită. Să o întrebuințăm spre dobândirea veșnicei fericiri, nu în scopuri deșarte, nu spre a merge la pierzanie. Căderea în păcat ne-a orbit și continuă să ne orbească. Și suntem siliți să pierdem multă vreme pentru a ne convinge de adevărurile cele mai evidente. Cu toate că nu ar trebui să fie nevoie de acest lucru. Pribeagul, atunci când poposește într-un han, nu și oprește prea mult luarea aminte asupra lui. Pentru ce ar face-o, de vreme ce nu se adăpostește în el, decât pentru un foarte scurt răstimp? Pribeagul se mulțumește numai cu cele neapărat trebuincioase se străduiește să nu risipească banii care îi sunt atât de necesari pentru a-și continua drumul și pentru a-și ține traiul în marea cetate spre care se îndreaptă. Îndură cu răbdare neajunsurile și greutățile, știind că aceste lucruri le au de înfruntat toți călătorii, că necurmată odihnă îl așteaptă în locul unde merge. Nu se leagă cu inima de niciun lucru din Han, oricât ar fi lucrul acela de atrăgător nu pierde vremea cu alte îndeletniciri. Are nevoie de aceasta pentru a-și săvârși mult călătorie. călătorie. Neconteniția adâncește în cugetarea asupra cetății de scaun împărătești spre care se îndreaptă, asupra însemnatelor piedici pe care trebuie să le înfrunte, asupra mijloacelor care îi pot ușura călătoria, asupra capcanelor cu care tâlharii primejduiesc calea, asupra soartei nefericite a celor ce nu au reușit să se săvârșească cu bine această călătorie, asupra fericitei stării a celor care au avut parte de reușită. După ce a petrecut în Han vremea cuvenită, îi mulțumește stăpânului pentru grija pe care a vădit-o față de el și plecând uită de Han sau păstrează o amintire tulbură despre el, fiindcă avea inima rece față de el să dobândim și noi astfel de simțiri față de pământ, să nu ne risipim nebunește puterile sufletului și trupului, să nu le jertfim de șertăciunii și stricăciunii, să ne păzim a ne lega de cele vremelnice și materialnice, ca să nu ne împiedice a dobândi cele cerești și veșnice, să ne păzim a ne împlini poftele cele neîmplinite și nesățioase, din a căror împlinire crește căderea noastră și ajunge la o mărime înfricoșătoare. Să ne păzim de ceea ce este deprisos, mulțumindu-ne doar cu ceea ce este neapărat trebuincios. Să ne îndreptăm toată luarea aminte către viața de după moarte, care ne așteaptă și care nu va avea sfârșit. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu care ne-a poruncit să-L cunoaștem și dăruiește această cunoaștere prin cuvântul Său și prin harul Său. Să devenim ai lui Dumnezeu în timpul vieții noastre pământești. Dumnezeu ne-a dat putința de a ne uni cât se poate de strâns cu El, și ne-a dat, pentru săvârșirea acestei neasemuit de mari lucrări, un răstimp, care este viața pământească. Nu este alt răstimp în care poate avea loc această minunată împropriere, afară de răstimpul vieții pământești. Dacă ea nu are loc în acest timp, nu va avea loc niciodată. Să dobândim prietenia celor ce locuiesc în cer a sfinților îngeri și a sfinților oamenii care au adormit în Domnul, ca să ne primească în corturile cele veșnice. Să dobândim cunoașterea ducurilor căzute, a acestor vrășmași vicleni și cumpliți ai neamului omenesc, pentru a scăpa de cursele lor și de viețuirea împreună cu ei în focul iadului. Luminător în calea vieții să ne fie cuvântul lui Dumnezeu, să-L preaslăvim pe Dumnezeu și să-I mulțumim pentru bunătățile cele îmbelșugate de care este plin, spre îndestularea trebuințelor noastre, adăpostul nostru cel vremelnic, pământul. Prin curăția minții să pătrundem înțelesul acestor bunătăți. Ele sunt firave icoane ale bunătăților celor veșnice. Bunătățile cele veșnice sunt zugrăvite de către ele, tot așa slab și neîndestulător, cum sunt zugrăvite lucrurile pământești de către umbra lor dăruindu-ne bunătățile cele vremelnice, Dumnezeu îndeamnă în chip tainic. Oamenilor, adăpostul vostru vremelnic e înzestrat cu felurite și nenumărate bunătăți, care răpesc și farmecă ochiul și inima, care acoperă cu prisosință trebuințele voastre. Pornind de la acestea, dați-vă seama de ce bunătăți este înzestrat sălașul vostru cel veșnic, Pricepeți nemărginita, nepătrunsa bunătatea lui Dumnezeu față de voi. Și cinstind bunătățile cele pământești prin evlavioasa lor înțelegere și contemplare, nu vă purtați cu nechipzuință, nu vă înrobiți lor, nu mergeți prin ele la pierzare. Folosindu-vă de ele după nevoie și cu viință, din toate puterile năzuiți către dobândirea bunătăților cerești. Să îndepărtăm de la noi toate învățăturile mincinoase și faptele lor, Oile lui Hristos nu merg după glas străin, ci vor fugi de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Să facem cunoștință temeinic cu glasul lui Hristos ca să-l recunoaștem neîntârziat când îl vom auzi și să urmăm pe loc poruncii sale. Dobândind în duh înțelegere față de acest glas, vom dobândi în duh în străinare de glasul cel străin pe care îl scoate, pe felurite glasuri cugetarea trupească. De vom auzi glas străin, să fugim, să fugim de el cum se cuvine oilor lui Hristos, care se mântuiesc de glasul cel străin prin fugă, adică prin desăvârșita neluare aminte față de el. A lua aminte la el este deja lucru cu primejdie. În urma ei se furișează amăgirea, în urma amăgirii pierzania. Căderea protopărinților noștri a început din faptul că strămoașa Eva a plecat urechea la un glas străin. Păstorul nostru nu numai că ne cheamă cu glasul său, cine și călăuzește prin felul său de viață. El merge înaintea oilor sale. Ne-a poruncit să ne lepădăm de lume, să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm și să ne purtăm crucea. Toate acestea le-a și săvârșit înaintea ochilor noștri. Hristos a pătimit pentru noi, lăsându-ne pildă ca să pășim pe urmele Lui. A binevoit să ia asupra Lui firea umană, cu toate că de seminție împărătească, însă a ajuns în rândul celor simpli. Nașterea Lui a avut loc în timp ce preasfânta Lui Maică se afla în călătorie, fără a se fi găsit pentru ea loc în casele oamenilor. A avut loc într-o peșteră unde să lășluiau dobitoacele de pe lângă casă. Drept leagă i-a slujit Ieslea, numai ce s-a răspândit vestea nașterii lui, că au și plănuit să-l omoare. Pruncul este deja urmărit, pruncul e căutat pentru a fi omorât, pruncul fuge în Egipt, prin pustie, de ucigașul cel întărătat. Anii copilăriei, Dumnezeul om, și a petrecut în ascultare față de părinți, de cel ce îi era tată cu numele și de ceea ce îi era maică după fire. Dând pilda smereniei, oamenilor căzuți din pricina trufiei și a neascultării precinuite de aceasta. Anii bărbăției Domnul și-a închinat propobăduirii Evangheliei, peregrinând din cetate în cetate, din sat în sat, fără să aibă un sălaș al său. Drept veșminte avea o cămașă și o haină de purtat deasupra. În timp ce el vestea oamenilor mântuirea și izvora pentru ei binefaceri dumnezeiești, oamenii îl urau, unelteau împotriva lui, și nu odată au încercat să-l omoare. În cele din urmă l-au răstignit ca pe un rău făcător. El le-a îngăduit să facă nelegiuirea cea fără de asemănare, de care înseta inima lor, fiindcă voia ca prin moartea lui să izbăvească de blestem și de muncile cele veșnice întregul neam omenesc. Pătimitoare a fost viața pe pământ a Dumnezeului om. Printr-o moarte pătimitoare a și luat sfârșit în urma Domnului au trecut în veșnicia cea fericită toți sfinții, au trecut pe calea cea strâmtă și mâhnicioasă, lepădându-se de slava și plăcerile lumii, înfrânându-și dorințele trupești prin nevoințe, răstignindu-și Duhul pe crucea lui Hristos, pe care o alcătuiesc pentru Duhul omenesc căzut, poruncile Evangheliei, supuși lipsurilor de toate felurile, prigoniți de către duhurile răutății, prigoniți de către frații lor oamenii, să urmăm lui Hristos și cetei sfinților care au mers în urma lui. Dumnezeul om, după ce a săvârșit prin el însuși curățirea păcatelor noastre, a șezut de-a dreapta măririi într cele prea înalte. Acolo el îi cheamă pe următorii săi. Veniți binecuvântați tatălui meu, de demoșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Amin.